Mitul ăsta, ci că ne arată cum să luăm pe Squeak gratis, gimme Squeak, /cod. Iar acum hai să deschidem, acest big box. Ok, deci până la sunt matey și bine v-a regăsit, băi renilor, la un episod din seria asta de Mythbusters, băi fraților. În episodul de azi, alături de voi și alături de ce-am mai găsit eu, o să facem din nou mituri de pe TikTok, pentru că v-am cerut pe comunitate mituri de pe TikTok și o să le testăm, băi fraților. Am pregătit spuma spumelor în materie de mituri, băi fraților. Avem niște mituri foarte, foarte interesante în episodul de azi, așa că băieți, dacă vă place episodul de azi, nu uitați să vă abonați la canal acolo, să dați like neapărat. Vreau să vă zic să dați acolo like, mă și încurc, băi frate, cam așa un hype pentru episodul ăsta. Rupeți dura și o cea de like, să facem la episodul ăsta peste 7500 de like-uri ca să mai facem episoade de mituri, băi fraților. Vreau să dați acolo susținere mare la episodul ăsta, așa că hai cu 7500 de like-uri. Nu uitați să vă abonați la canal, băieți, acolo, aici, dacă încă nu ați făcut-o și sunteți noi pe canalul acesta, să apăsați pe clopoțel. Iar acum, băieți, am un mare, mare anunț pentru toți abonații de pe canalul acesta care vor să mă susțină. Băi fraților, mi-am făcut un al doilea canal unde o să încep să postez alte tipuri de videoclipuri foarte, foarte interesante, gen în timp ce o să postez pe canalul ăsta în același timp, dar o să avem acolo și altfel de clipuri, băi fraților, în plus clipuri pe care poate nu le-aș posta aici, dar o să le postez acolo, băi fraților, mai am și clipuri sute, așa că vreau să rog pe toți în parte să mergeți acolo pe canalul Matey 2.0, o să-l aveți în descriere, dacă nu o să vi-l pun și pe aici pe ecran, băi fraților, să mergeți să vă abonați în număr cât mai mare, să ne zicem acolo cât mai mulți rem, vreau să văd forța renilor acolo, băi fraților, și vreau să apăsați toți și pe clopoțel. Vă rog frumos să apăsați pe clopoțel, că astfel primiți notificare când o să începem să postăm acolo clipuri ca lumea, băi fraților. Nu uitați de altfel să mă urmăriți și pe adresa pe Instagram, la adresa Darius Matey. Iar noi, fără alte discuții, am ținut intro puțin mai lung, haideți să trecem la episod. Primul mit vine de la Paula, care ne spune că mit pe spatele lui Crow este brawlerul Kit. Ok, hai să întreabă asta dacă este reală sau nu. Deci pe spatele lui Crow, băi fraților, este brawlerul Kit. Pentru cei care nu știți sau pentru cei care știți, oricum Kit este brawlerul care trebuia să vină în Brawl Stars, s-a fost anunțat în Brawl Talk, brawlerul acela pisică, băi fraților. Așa că hai să vedem dacă este brawlerul Kit pe spatele lui Crow. Acum e momentul adevărului. Oare e bine dacă l-avem și cu skin? Ok, aici nu. Aici e alarmă falsă, este un extraterestru acesta. Hai să mergem pe skin-ul lui normal. Iar acum momentul adevărului. Nu pot să cred așa ceva, băi vere. Ia uite-te acolo cum e. Ia, da, e o pisică, dar nu știu neapărat dacă e Kit acum, sincer. Nu pot să zic neapărat că e Kit, dar e ceva acolo, e o pisică. Am putea spune că e Kit sau nu, nu știu acum dacă pot să-mi dai o părere despre treaba asta, așa că v-aș ruga pe voi să ziceți, băieți, voi ce părere aveți. Este Kit sau nu este Kit? Ziceți acolo în comentarii, băi fraților, pentru că până la urmă, seria asta este alături de voi și este despre voi și împreună cu voi, băi fraților. Următorul mit vine de la Maria, care ne spune: mit, dacă alegi un brawler și îl întorci cu spatele, vei vedea că se va întoarce singur. Trebuie să aștepți puțin. Sper să apară în videoclip. Uite că ai apărut. Hai să vedem, băi fraților. Deci treaba e super simplă, da? Noi suntem frumos, așa, da, cu brawlerul, da, deci el e într-o poziție, da, și eu vreau să-l întorc cu spatele din nou. Stau și trebuie să aștept un timp ca el să se întoarcă în poziția inițială. Corect, s-a întors în poziția inițială, asta nu cred că merge doar pe Crow, după cum vezi face asta animație, îl întoarcem cu spatele, pac, 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 și ai spune dacă se întoarce în poziția inițială, se întoarce în poziția inițială, efectiv sunt așa, uite, efectiv e așa, bine, asta nu e ceva, cine știe ce, e o funcție destul de mișto, dar nu cred că a fost mai din tot timpul Brawl Stars, cred că a adăugat-o acum mai recent, nu știu, acum câteva update-uri, că știu că am mai fost, adică aveam impresia că știu de treaba asta deja, dar în fine, mit real și acesta. Următorul mit și cel de al treilea mit vine de la nimeni altul decât Dănuț și ne spune: Bell are ochelarii roz și când o selectezi îi are gri. Brawl Stars, cum vă permiteți o asemenea greșeală, Brawl Stars? Deci, când o selectez pe Bell, după cum vedeți aici, când te uiți pe ea ca iconiță, ca alea, ca nu știu ce, îi are roz. Când ai click pe ea, mamă, dar ce să vezi că are gri? Ce-ai făcut, Bell? Ce-ai făcut, mă, Bell, mă? Ce-ai făcut?
Ok, hai să vedem. Următorul mit din această zi vine de la nimeni altul decât Siren. Oh my god, Siren Head Vere. Și zice: Dacă sunt mulți Dynamite pe mapă și dă ultima ta, tot jocul ați dă error 404. Adică de aici ar trebui să înțelegem că dacă punem mai mulți Dynamite pe mapă și toată treaba asta după se dă superul, o să ne dea o eroare, băi fraților. Ok, hai să încercăm treaba asta, dar din câte știu nu am atâția playeri on în moment de față, așa că ce sursă credibilă mai putem găsi decât pe YouTube? Eu, fraților, deci am găsit acest videoclip, Dynamite Bugul serverul 43. Deci treaba e că s-au strâns Dynamite mai mulți aici, frumos. Și în momentul de față ar trebui să se dea un super și să se termine treaba. Ah, ok. S-a dat gadgetul, băi ferii mei, și-a dat toți ăștia gadgetul. Și a vedeți ce s-a întâmplat. Serverul 43 direct s-a terminat treaba, s-a terminat șmecheria. Le-a pușcat la băieți serverul. Corect. Mit real, băi fraților, mit real, dar cred că știam și de treaba asta. Ok, hai să mergem la următorul. Adică avem așa impresia vagă, am mai văzut treaba asta undeva. Hai să mergem la următorul, băi fraților, și anume la acesta care ne spune: în interiorul lui Squeak este o minge mare, sper să apară în video. Ok, deci în interiorul lui Squeak este o minge mare și am mai văzut că cineva zice că mingea asta ar fi de fapt inima lui Squeak, băi fraților. Ok, hai să vedem. Deci treaba e super simplă, trebuie noi să mergem pe Squeak, pe care nu-l avem, spre surprinderea noastră. Și pare că a fi o minge mare, corect, pare a fi o minge mare care voi ziceți că e inima lui? Bă, da, dacă te uiți așa, parcă pare așa o minge de basket, băi frate, nu știu de ce, dar cam așa pare, că arată mai mult a minge de basket, sincer să fiu, dar da, se vede acolo ceva, dacă stai așa să te uiți, se vede ceva, deci mit real. Băi, frații mei, bă, dar ce se întâmplă, mă, dar m-ați mai mințit, pe bune, așa ceva, ia, următorul mit. Daryl are cuțitul lui Croc pe spate. Mitul ăsta l-am mai întâlnit, băi fraților, l-am mai făcut, dar o să vi-l arăt din nou și vouă, în caz că poate unii dintre voi nu știți. Daryl, hopa. Deci uitați-vă, cuțitul lui Croc, da, Croc îl arată aici la animație, nu-l arată, da, cred că știți cu toții cum aruncă. Dacă noi mergem acum pe Darylianu, șmecherianu, unde este Darylul, uite-l aici. Și are în spate mare cuțit de-a lui Crow. De ce? Nu știu, cred că au fost ăștia în bar undeva, s-au certat și i-a băgat Crow direct cuțitul în spate. Habar n-am, nu știu. Spuneți voi dacă aveți voi vreo teorie de ce, pentru că nu știu, habar n-am. Următorul mit din această zi este, băi fraților, în felul următor: dacă schimbi limba pe franceză, M se va numi Eliz. Sper să nu apar. Vai, dar vezi că ai apărut. Hai să vedem, deci în primul rând, după cum vedeți în moment de față cu toții, hai să dăm la by rarity, bun, perfect, după cum vedeți, băi frații mei, cu toții puteți observa, da, vreau mare atenție, pe Ems, mamă, pe fere, de ce mă duc așa? O avem aici pe Ems, băi fraților, o cheamă Ems, da, iar noi în moment de față mergem aici, mergem la language și o dăm direct pe François, dăm ok și haideți să vedem, băi fraților, acum dacă s-a schimbat ceva sau nu. Mergem la Ems, pe lângă că se numește magazin, și dăm la Brawlers, Gale se numește Gael. Ok, Serge, Colette, Lu, Spike, hai să ne uităm la toți. Crow se numește Kobak, ok, Leon e Leon, Sandy Emery. Mamă, de ce vă spawnează? Bun, două secundele, am rezolvat, așa. Corbac, Emery, Wally, Monsieur M, ok, ce mai e schimbat? Nani B, Billy, lol, Ricochet, ok. Altceva, Poco, Barley e Bartaba, el primul e El Costo, Shelinita, Jesse Bull, Cold, Brock, Dynamite, Bo, Eliz, A, lol, Arcad se numește 8-Bit și Stu și Tix sunt la fel. Ok, foarte interesant de treaba asta. Yo, băi fraților, un admit spune că în China, sau dacă-ți schimbi... cum se numește limba pe chineză, o să se schimbe total această mică informație aici pe care dai de la gemuri. Scrie gems are used to buy boxings, nu știu ce. Iar dacă tu schimbi limba în
chineză, o să se apară aici ceva foarte, foarte interesant și niște, cum se numește, niște informații cu privire la gemul. Deci veți da la limbă și o să dați pe exact asta de dedesubtul italiano. Nu e, nu știu dacă e chineză neapărat, dar trebuie să dați pe asta de dedesubt. Ok, o să dăm pe asta de dedesubt, băi fraților, e o limbă de asta care, uite cum e Brawl Stars, să scrie Brawl Stars, nu știu ce. Iar dacă noi dăm acum pe gemuri, what? Ne arată efectiv. Deci, și că acum m-am prins. Treaba asta de sus îți arată gemurile cumpărate, adică gemurile pe care le ai cumpărate, gen care, pentru care ai băgat bani, și aici îți arată gemurile pe care le-ai primit, gen pe care le ai gratis. Eu am 12 gemuri gratis și 120 de gemuri cumpărate, băi fraților. Lol, cât de tare e treaba asta, trebuie și voi să încercați treaba asta, bă, pentru că astfel n-am mai aflat și voi una alta, mamă, stai că mă dau pe Italia, nu mai aflat și voi până la urmă cum mai merge treaba, câte gemuri aveți. Câte gemuri aveți fără să băgați bani. Acum na, vedeți voi. Și de desubt apărea totalul, băi fraților. Lol, asta chiar interesant. Următorul clip pe care mi l-ați trimis, băieți, este tipul acesta, care zice că ne învață cum să luăm pe Squeak, băi fraților, gratis, băi. Nu mai cred în așa ceva, nu cred că e posibil așa ceva, dar hai să încercăm. Deci în primul rând, că trebuie să mergem pe Squeak, da, trebuie să mergem pe Squeak, să îl luăm, ok, deci trebuie să mergem pe Squeak, să luăm, bun, ok, mergem, l-am luat, am dat aici, trebuie să omorâm toți boții ăștia, stai așa, trebuie să omorâm toți boții ăștia, ok, după ce am omorât toți boții ăștia, trebuie să omorâm și botul ăsta principal. Ok, îl omorâm și pe botul ăsta principal. Nu știu ce face ăsta pe aici. Sau nu știu, trebuie să stai cu el să dai try, dar nu știu cât. Ok, el a omorât toți boții, asta puțin pe acolo prin try cu el, nu știu ce. După care trebuie să apeși pe Squeak de 10 ori. Ok, până aici am înțeles. Hai să încercăm și noi să facem pașii aceștia, băi fraților. Deci, treaba e mega, mega simplă. Da, în primul rând trebuie să mergem, să dăm la brawler, să dăm pe Squeakuleanu, uite-l aici pe Squeak direct, pe frumușelul ăsta, cât de frumos este asta Squeak, frate. Și trebuie să mergem în primul rând să omorâm acolo toți boții, băi vere. Așa că hai să mergem și să omorâm toți boții de aici. Da, el a mers frumos și a omorât toți boții pe aici, le-a dat damage, i-a rupt pe damage pe alea, pe nu știu ce, pe nebuneli. Hai să dăm și noi pe aici, să omorâm boții, bă, până la urmă, că sunt și ei boți, sunt slab, alea, bla, 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 bun, mai punem aici, perfect, hai mă, hai că mor toți, s-au dus, mai sunt 2, 1, pac, și tu, ok, bun, ok, să zicem că i-am omorât acum pe toți, mergem aici, mai dăm aici niște damage, deci facem exact cum a făcut el, da? După care mergem, îi dăm și la ăsta niște damage, nu știu ce, bla, 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 dăm exit, după care apăsăm pe el de 10 ori, da? Ok, hai să apăsăm pe el de 10 ori, 1, 2, 3, 4, mă simt foarte, foarte idiot în momentul ăsta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, iar acum trebuie să urmărim din nou pașii acestui guru în ale luatului de brawler Mocha. Hai să vedem, am apăsat pe el de 10 ori. Now select starter brawlers, ok, trebuie să luăm un brawler care este la start și trebuie să scriem asta, da? Hai să scriem, give me squeak / code squeak, hyrex, hyghrex. Ctx. Ok, deci încă o dată, hai să mergem, da? Deci facem și noi treaba asta exact la fel ca el, băi fraților, pentru că astfel se ia Squeak, băi fraților. Astfel se ia Squeak. Hai să vedem dacă e real sau nu, băi fraților. Deci, mergem pe așa, bun, select. Trebuie să facem în primul rând un lobby, că na, trebuie să facem create team code. Mergem frumos pe Cetuleanu și scriem în felul următor, cum am văzut la șeful, deci scriem așa: give me squeak. După aceea hopa, am făcut full screen greșeală. Give me squeak / code. Deci / code. Code. Așa. Hyrex.ctx. Ok. Hyrex.ctx. Exact așa. Hopa, aici e greșit. Hyrex.gtx. Așa, gtx a zis sau cum era? Ktx. Hopa, sorry. Ktx, ok, am scris totul cum trebuie și totul frumos, corect, aferent, pe barosăneală, da, bun. După care, hai să vedem ce mai face acest băiețaș. Now go to shop and type this, ok, deci trebuie să mă duc pe shop și să scriu Squeak.
Ok, trebuie să apăs de 5 ori să apăs pe treaba asta, după care mă duc, deschid un big box, ok, și o să-mi pice Squeak. Wow, wow, ok, hai să vedem dacă merge treaba asta sau nu. Da, facem frumos, dăm pe, deci ce mai avem de făcut, să scriem aici, trebuie să scriem Squeak, a zis, nu trebuie să scriem Squeak, da, stai să mă mai uit odată și eu ca să mă asigur, da, deci trebuie să scriem Squeak, S, C, așa. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, mai dăm de mai multe ori, că nu ne interesează, așa să fim siguri. Iar acum hai să deschidem, deschidem acest big box, doamnelor și domnilor, momentul adevărului, nimic. Deschidem acest big box, doamnelor și domnilor, momentul adevărului, nimic. Deschidem acest brawl box, doamnelor și domnilor, momentul adevărului, nimic. Deci, în concluzie, ne-am luat țeapă, nu credeți așa ceva, nu e, nu, sunt șanse mici să meargă așa ceva, adică nu, nu cred că merge așa ceva, cei de la Brawl Stars n-ar face așa ceva, nu există buguri de genul ăsta ca să-ți dea Squeak sau chestii de genul ăsta, nu cred în ele și nu cred că există, băi fraților, pentru că e un joc care generează bani și oamenii ar pierde bani dacă s-ar întâmpla asta. Cam asta a fost cu episodul de azi, băi, sper că v-a plăcut, a fost un episod de mituri mai lung, sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat, eu am fost Matey și v-am pupat, pa!